Europa investighează incidente la cele două conducte rusești care trec pe sub Marea Baltică, în apropiere de Suedia și Danemarca. Autoritatea maritimă din Suedia a emis un avertisment cu privire la două scurgeri în conducta Nord Stream 1. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce a fost descoperită o scurgere și la conducta Nord Stream 2, aflată în apropiere, care a determinat Danemarca să restricționeze navigația pe o rază de 5 mile marine. Autoritatea pentru energie și din Danemarca a decretat stare de urgență. Pe de altă parte, Kremlinul susține că poate fi vorba de un sabotaj.